În psihologie se pune mare accent și pe autocunoaștere. În episodul de astăzi te invit să studiezi sinele și să faci o călătorie de introspecție, adică să îți studiezi puțin propriul tău sine. Sunt Alin și bine te-am găsit la un nou episod de psihologie al canalului nostru Al Ieșirii. Dacă prin intermediul acestui video vrei să te studiezi puțin, nu doar să afli informații noi, te invit să cauți o hârtie și un pix, să o iei în fața ta, iar atunci când îți voi vorbi despre punctele forte ale omului, să notezi pe o scară de la 1 la 10 fiecare punct pe care eu ți-l prezint. 10 înseamnă că acea calitate ți se potrivește cel mai mult, iar 1 înseamnă că acea calitate nu ți se potrivește deloc. Înainte de a-ți enumera însă punctele forte, vreau să îți vorbesc puțin și despre teoria care stă în spatele acestor concepte. Dacă la început psihologia se concentra doar pe lucrurile negative ale psihicului uman și se ocupau mai mult de patologiile psihicului, cum ar fi tulburările de personalitate sau depresia, cercetătorii s-au gândit să se concentreze puțin și pe polul opus al negativismului. Astfel a apărut psihologia pozitivă, care putem spune că este cea mai nouă ramură a psihologiei. Punctele forte ale omului pot fi împărțite în 6 mari categorii. În limbaj popular, aceste 6 mari categorii le numim virtuți. Virtuțile sunt curaj, dreptate, temperanță, omenie, transcendență și înțelepciune. Cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi despre aceste virtuți este faptul că ele sunt transculturale, adică ele trec de la o cultură la alta și le găsim la fel, în aceeași formă, la toate culturile lumii. Acum că ți-am enumerat cele 6 virtuți, te invit să iei acea coală de hârtie și pixul în fața ta. Urmează să îți enumăr care sunt punctele forte ale omului, iar în cazul în care vrei să te autocunoști puțin prin intermediul acestui video, la fiecare punct forte și la fiecare descriere, te invit să îți dai o notă de la 1 la 10 în funcție de cât de mult ți se potrivește acel punct forte. Creativitatea. Cauți tot timpul să rezolvi problemele tale personale într-un mod cât mai nou și cât mai inventiv. Nu îți place să faci lucrurile într-un mod tipic, ci cauți tot timpul ceva nou, o provocare nouă pentru a rezolva problema ta. Curiozitatea. Îți place să pui întrebări și să cauți răspunsuri la întrebările tale. Curiozitatea este specifică fiecărui om, însă pe tine te face foarte fericit faptul că găsești răspunsuri noi la întrebările la care alții nu pot să ofere un răspuns. Dragostea față de învățat. Îți place să înveți la fel de mult în clasă cât și de unul singur. Ești deschis și mergi cu plăcere în orice loc în care poți să înveți ceva nou, precum muzee, teatre, biblioteci, și tot timpul te face fericit când poți să înveți ceva nou din orice activitate pe care o desfășori. Perspectivele. Prietenii și persoanele din jurul tău îți cer de foarte multe ori sfaturi pentru a putea să își rezolve propriile probleme personale pe care ei le au. Chiar dacă tu nu te consideri o persoană înțeleaptă, de foarte multe ori cei din jurul tău spun acest lucru despre tine. Tu nu doar că deții informația, ci ești capabil să o așezi într-o anumită perspectivă în care să poți vedea mult mai realist lumea din jurul tău. Curajul. Curajul nu înseamnă doar lipsa fricii, ci mai degrabă înseamnă faptul că ești capabil să înfrunți frica și să lupți cu ea. Asta ar însemna faptul că nu îți este frică de provocări și tot timpul găsești ceva nou și îți place să accepți provocările care ți ies în cale. Atenție însă, curajul nu este același lucru cu nesăbuirea. Perseverența. Îți place să lucrezi și să faci tot posibilul pentru a-ți atinge propriile scopuri. Chiar dacă de multe ori te lovește plictiseala sau te lovești de niște obstacole care pară foarte greu de trecut, tu ești capabil să treci peste aceste lucruri și faci tot posibilul pentru a ajunge la scopul tău final. Sinceritatea.
Te consideri o persoană sinceră, iar aici nu mă refer la faptul că tot timpul spui doar adevărul. Sinceritatea se reflectă și prin faptul că comportamentul tău este în armonie cu ceea ce spui tu și ceea ce crezi tu. Entuziasmul. Tot ceea ce faci te face fericit, iar tu consideri viața ca o adevărată aventură de care te poți bucura. Iubirea. Pentru tine este foarte importantă relația adevărată dintre oameni. Acele persoane în jurul căruia tu te simți bine, de foarte multe ori spun faptul că și ele se simt bine în jurul tău. Asta înseamnă iubirea. Bunătatea. Ai un suflet mare și îți place să ajuți orice persoană, chiar dacă nu o cunoști. De obicei, nu aștepți nimic în schimbul acelui ajutor pe care îl oferi. Inteligența socială. Ești o persoană care este conștientă de comportamentul persoanelor din jur și ești capabilă să te adaptezi persoanelor din jurul tău. Inteligența socială înseamnă și faptul că ai un simț fin pentru comportamentul persoanelor din jurul tău și înțelegi comportamentul lor. Munca în echipă. De obicei, în echipele din care faci parte, ești o persoană dedicată și implicată pentru a ajuta echipa în a-și atinge propriile scopuri. Dreptatea. Asta ar însemna că ești o persoană care încearcă să vadă totul într-un mod foarte realist și cu un simț civic comportamentul celorlalți. Leadership. Îți încurajezi membrii echipei tale să ducă la bun sfârșit munca pe care aceștia o au de împlinit și în același timp ai capacitatea de a fi atent la cele mai mici detalii pentru ca echipa să funcționeze așa cum trebuie. Iertarea. Ești o persoană care iartă ușor și ești capabil să oferi oricând o a doua șansă celor care îți greșesc. Modestia. Ești o persoană căreia nu îi place să iasă în evidență, însă persoanele care te cunosc de foarte multe ori îți scot în evidență calitățile pe care tu le ai. Considerația. Ești o persoană care nu face niciodată un lucru pe care s-ar putea să-l regreți mai târziu. Autocontrolul. Ești o persoană capabilă să își controleze comportamentul și afecțiunile pe care le are. Ești capabil să preiei controlul și tu să le controlezi pe ele, nu invers. Transcendența. Ești o persoană capabilă să recunoască și să se bucure de frumos. Ești persoana care vede frumusețea în toate lucrurile din viața de zi cu zi. Recunoștința. Ești o persoană care știe că lucrurile din viața sa nu sunt întâmplătoare și ești capabil să îți arăți recunoștința pentru tot ceea ce ți se întâmplă. Speranța. Ești o persoană care vede un final fericit în tot ceea ce se întâmplă în viața sa, iar acest lucru se datorează faptului că ești capabil să îți controlezi propriul tău destin. Umorul. Ești o persoană care îi place să râdă, iar pentru tine este important să vezi zâmbete pe fața celor din jurul tău. Spiritualitatea. Ești o persoană care vede într-un mod unic lumea din jurul tău și îi oferi un sens superior vieții tale. Crezi că există un Dumnezeu sau o putere superioară care îți controlează viața? Acum, dacă tu ai oferit o notă fiecarei calități pe care eu ți-am definit-o, te invit să te uiți pe coala ta de hârtie și să vezi care sunt calitățile care ți se potrivesc ție cel mai mult. Într-un studiu din anul 2005, Seligman a arătat faptul că, conștientizând aceste calități umane, nu te fac neapărat mai fericit. Însă, dacă știi să le folosești și să îți dezvolți calitățile care ți se potrivește cel mai mult, atunci ești pe drumul cel bun spre fericire. Deci, dacă vrei să te simți puțin mai bine, este timpul să te uiți pe coala din fața ta, să îți conștientizezi punctele tale forte și să începi să le folosești într-un mod cât mai nou și cât mai creativ pentru a-ți putea face o viață mai bună și mai fericită. Acest lucru nu îl spune doar un singur cercetător. Acest lucru a fost descoperit și în anul 2012 de către Moingray. Deci, este timpul să îți descoperi calitățile și punctele tale forte și să începi să le folosești. Nu te aștepta ca acest exercițiu să te scoată dintr-o eventuală stare proastă pe care o ai, însă vei fi cu un pas înainte spre a te putea bucura de viața de zi cu zi și de ceea ce ți se întâmplă în fiecare zi. Dacă vrei să accesezi mai multe jocuri și mai multe astfel de teste care au legătură cu psihologia sportivă, te invit să accesezi linkul din descriere.
Dacă îți plac subiectele noastre și vrei să afli mai multe lucruri din domeniul psihologiei, nu uita să te abonezi canalului nostru și să apeși pe acel clopoțel pentru a rămâne la curent cu tot ceea ce este nou pe canalul nostru de YouTube. De asemenea, ne găsești și pe platformele sociale Facebook, Instagram, Twitter și ne poți sprijini activitatea pe platforma Patreon. Dacă ai ajuns până în acest punct al videoului nostru, suntem curioși de care sunt calitățile tale și te invităm să le scrii jos în comentariu calitățile tale, iar eventual, peste câtva timp, să ne spui cum ai putut să le folosești pentru a fi mai fericit în viața ta de zi cu zi. La revedere!